Bună și ziua și bine ați revenit la episodul 2 din Kona. Aici cu mine și cu încă altul mine. Salut! Parcă asta, nu? Da. Și să vedem ce urmează. Aș vrea să mergem din casă în casă. Am uitat în jurnal atunci și scria că trebuie să mergem la un doctor acasă. Fine, să mergem din casă în casă, să le cântăm așa de Crăciun, o colindă. Deschide ușa, da. Deschide ușa, zâna zânelor, tântrât. Și, hai dați, busola se încarcă. Busola. Hai, busolo. Solo. Hai, dată, nea busola. A venit nebunul de salam, hai. Ai văzut, merge, când zic așa. Și... a venit, oh. Oh, ce bine la încălzită. Ah, dar fain. Era dor. Era dor, da. Băi, unde-i crowbar-ul? Noi aveam crowbar și restul. Alt crowbar. Slash. Domnul Jurnaluc. Always carried his log on it, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. Ok. Sperați ce mai am aici. Raptors. Station. Obiectivele. Deci, să mergem la mașină, să zic, și să-i dăm aici. Ce n-am zis aici? Pe mine. Nu, benzină avem. The pumps wouldn't surrender their divine nectar source. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Okay. Și să intrăm în mașină. Să ne continuăm drumul. Mitica este foarte... oh. Foarte nebunatic, desigur. De ce nu? Și Mitica, aș vrea să... în spatele nostru e o căsuță. Trebuie să o explorăm. Ia Mitica. Poate sigur, domnul Mitica. Haideți. Mai că nu lovim. Și nu-i bani. Haide Mitica. Ai grijă să nu intre bradul noi. Așa. Și Mitica merge bine. Facem un selfie Mitica, nu merge să scoate camera. Ok. Nipai. Avem stres, mergem frumos. Fără ninge nimitit, ca să arde mama. Și am ajuns aici acasă, cred, nu? Da, aici. Opa, ușor. Frumos. Și bănuiesc că aici e casa. Facem așa ușor. Opa. Și din mașinuță. Opa. Așa. Mă bate un vânt aici. Mișto scări, chiar fain. Și asta e una dintre căsuțe, nu? Bănuiesc că... și mai sunt, o să fac unii în spate, încă două. După o să mergem aici sus, stânga. Pac, pac, în fine. Ați înțeles. Pa, pa, pa. Opa. Dar ia să vedem, avem ceva după casă să... să furăm înainte să intrăm în această casă șmecheră. Wow. Băi, o femeie înghețată. Aia. Caută mea, am dat din greșeală. Ce fă tu, mă auzi? Da. Hai să-i putem o poză. Vedem 4K. Hai ca să obținem. Sunt curios dacă putem sparge. Putem să luăm de aici, mișto. Hai să intrăm în casă. Air was freezing right down to the bone. Vrem din casă, cărți de joc, facem o șertică. Alo, mă auzi? Alo, tu ești înghețată. A, nu, înghețată, da. Da, de căpșuni. Ok.
a închis, a zis că are numai de aia de ton. Înghețat cu ton. Lemn, nu trebuie aia, nimic aici. Ah, nu deschide. Nimic, nimic. Ok, dar... Da, flei, dar n-am nevoie. The pot was cold, and the stew inside wasn't cooked. Da. It's likely that poor Vizel was still cooking it before she got stuck. What a waste. Adică... Doamne, ce fac tot apăs pe astea animațiuni de flash? Atât, asta nu le putem deschide, nu. Ne uităm aici în cutie. Ok. Asta să ne pișăm puțin. From the rain. Ok. Nu, desfundăm WC-ul, nu-i bai. Ok, și acum să luăm înapoi asta. The puzzle. Looks like the holes in the puzzle are there to stay. No, și putem da nata. Ne uităm. Și vedem iară ce s-a întâmplat. Mi-a strâtat pe geamă. Spune ceva sub scări. Ok. Asta e om... Asta fi om care... Nu. Așa cum? Ce se pute... Pute întâmple? Ce s-o zi, mă? Bă, vreau flash. Vreau un flash. Nimic. Nu. Coborăm jos. Putem deschide aici? Păi da, și... Ah, uite, bărbat. Perhaps their spousal relationship had been cooling down. A plecat. Cam s-au despărțit. Aici? It seemed like secrecy was commonplace in this house. Ah, băga ceva acolo, mă. Ok. Ce? Trebuie să bag un nut aici, să văd ce. Hai, mă. Aia, iară lumina asta de Isus. Da, dacă știi și eu franceză puțin, da. Giselle, Jill's loving spouse, was motionless, frozen in ice. Și-a înghețat femeia mea. Ok, hai să vedem aici ce ascundea, nu? Ah, moving. What a pleasant activity. Of course, you'll find the record player only to find the records weeks later in some random box. Carl had seen that kind of safe before. With its double-layered security system blending letters and numbers, its code couldn't be broken by the common burglar. Poate nu s-a aflat niciodată. Habar n-am. Ce spune aici? Okay. Să mergem în spate. Adică tot acolo, gen, să vedem ce se află.
chiar fain joc, cum misterios așa. Și acolo lângă magazin am văzut că aici am văzut un gard așa rupt. Deci era să merg și pe acolo să văd cum e. Opa, trebuie să facem așa. Și tragem noi. Ne dăm jos. Vedem ce se află și în căsuța asta. Aveau un câine, da? Ar fi degerat aici. Mamă, ce fain face. Și să începem căutarea, nu înainte să căutăm de noi. It was a classic Canadian house, except for the absent horde of kids that would normally be swarming about. Wow, ca nevărat. Oh, au și bec, și da. Un cățel de usturoi, o ciopucă, ceva. Pâine. Înghețat. Nimic. Iată ouăle. Oh my god, deci e și mă fără în spatele curții. Ok. Mamă, aici paradisul, nu mă, aici asta Parizer de-ala. Din resturi de ok. Radiated something akin to lightheartedness, to freedom. Perhaps some people out there truly found a way to live happily ever after. Nimic. Okay. Ce avem aici? Iem o pif pe coperiș. Okay, da. Ia, mă, să ne simțim puțin bine, că am văzut că avem aici. Carl, like many of his contemporaries, felt like he had more trouble breathing when he wasn't smoking. Cigarette was his own personal breathing assistant. Conapoli, lol, în loc de Monopoli. Tare. Și ce se apă aici? Ce aici? Avem un țin. Iar aici o scrisoare de azi din epoca lui sus. Poate n-au cablu. Încă ceva. Nu, da. Scriu ăștia de... te rup. Oh, da, așa, da. Not a single rifle left. That had to be a bad sign, Carl surmised. Numai glonțuce. Avem numai glonțe. Dar o armă nu găsim și noi aici. Ok, voi pleca din... Oh my god. Nimic sau... Am o, te închizi. Asta nu se mai închide. Oh, serios? Da, nu se mai închide. În fine. Haide să... ieșim de aici. Altă casă. Asta a fost ultima zi din spate. Hai să închidem ușa, să lăsăm un cal pentru... cine știe, poate vine un boschetar și... ok.
Chevrolet. Nu putem depozita chestii înăuntru aici. Dar ce tare. Opa. Mamă, ce tare, bă. Avem aici, că avem nevoie frumos, parc lung, noi, gen așa. Ia uitați ce fain. Bă, păi dacă e tot așa... Opa. Ce să stea, mă, urme? Oare unde duc? Este urme de lup, eu mă duc pe lup, ce dracu. Nu înainte să-i putem una în cap la lup. O casă care e pe hartă, da. What the fuck? Ce tare. Facem un foc, nu facem că n-avem. Da, dacă avem, avem. N-avem aici. Un lac. Putem fura de aici lemn cât vrem. Și putem face puțin foc aici. Așa de control nu dăm. Dar mai bine să nu dăm foc aici, cât ce e de aici, cu bani, cu sumă, atâtea chestii. Și să vedem ce aici, nu? Bă. Posibil să avem nevoie de astea, cândva. E, și nu putem la asta? Ok, păi. Mișto aici. Chiar fain. Și acum trebuie să mă întorc înapoi. Ce e tot de înapoi. Nu știu, să nu vină vreun lup să mă rupă în buci. Baia. Hai să mai lăsăm niște lemn aici. Că doar de aia avem mașină, uităm de aia și mai chiar. Nu. Ce să mai lăsăm? Așa. Ok, fain. Și hai să intrăm în mașină. Vreau să-mi rahol lângă magazin să văd. Da, jocul o să-l aveți în descriere, ca la episodul 1. Opa! Unde îmi dracu? Aici, pe stânga, nu? Gândesc. Așa. Și eu să ne oprim la benzinărie acolo. Vreau să cercetez puțin locul. Apoi o să mergem la casa următoare din față. Radio mașină nu cântă nimic, ce are. A venit nebunul de sală. Hai da. Ok. Și? Aici, frumos. Prima aici. Prima aici. Hai dați. Urmează partea a doua din episodul 2 curând. Fii pe fază. Ajunge gura ta!
Yeah.